Persoanele care au nevoie de vechime în muncă pentru a se pensiona și îndeplinesc condițiile legii pot să obțină acea vechime dacă plătesc la Casa Județeană de Pensii pentru o perioadă de maxim 5 ani în urmă. Pentru toți anii de vechime retroactivă, contribuția la pensii ajunge la aproximativ 18.000 de lei, dar oamenii pot să își cumpere chiar și o lună sau un an din urmă. Sumele de plată cresc anual. Da, există, bineînțeles, legea 186, care își încetează aplicabilitatea conform formei actuale la 31 decembrie, prin care orice persoană care nu a îndeplinit condițiile de vârstă standard poate să-și cumpere 5 ani de vechime din ultimii 5. Adică nu ne putem duce mai în spate de acești ultimi 5 ani și categoric da, se poate cumpăra și vechime pesărite, ca să spun așa, în sensul că dacă în anul 2014, să zicem că o persoană nu are decât 2-3 luni în care a avut calitate de asigurat, poate să cumpere luna ianuarie, apoi aprilie, mai, deci nu trebuie neapărat să existe o continuitate. Condiția de bază care trebuie îndeplinită este aceea că plata trebuie efectuată integral până la sfârșitul anului 2018 pentru a putea beneficia de această vechime. Cei care plătesc aceste sume vor fi asigurați la nivelul pensiei minime. Persoanele care doresc să se asigure pentru o pensie mai mare pot să plătească mai mulți bani la casă de pensii.